spune a mea că nu-l sufocă. Pe unde, de când a zis că au pus punct, nu mai încărca lui stă, nu mai lângă el stă. Eu nu i-am spus să-l lase în pace. Păi, dacă e, dacă simte ceva pentru ea și așa, normal. Bine înapoi, dar așa dacă tu-l sufocă. Păi, ieri la dans, unde era Alin Hop și ea? Unde se ducea Alin Hop și ea? Aline, vină încoace să vorbim. Păi și asta ce înseamnă, că nu-l sufoci? Acum eu i-am zis, vină aici, în locul tău, că era locul liber. Ea nu, lângă ea. Păi și atunci nu-l sufoci, asta ce înseamnă, că nu-l sufoci? Unde era Alin Hop și ea? Tati, i-am spus-o. Și am spune mie că nu l-a sufocat. Doamne ferește, l-am sufocat. Păi asta ce înseamnă? I-am zis și de fază cu hotelul, că n-are rost să se ducă. Da. Păi, pentru ce se ducă? Are să vorbească, dar de ce afară nu poate să vorbească? Mama ei a zis, nu, eu am zis nu, deci gata, nu înțeleg de ce ea insistă. Nu, Alin, să vorbim, nu, Alin, să-ți explic. Lasă-l, dacă așa s-a hotărât, gata, nu mai insista atât. Nu văd ce... Nici, dar păi, de ce l-am afat aseară? Păi, și insist atât. N-ai ce să nu pui punct încât să nu poți să mergi mai departe. Că ce? Că n-ai copii. Și n-ai copii, n-are iubire. I-a spus Alinca doar a ținut la ea și nu o iubește. Atunci ea de ce tot insistă? Noi i-am zis toate. Deci dacă iubirea vine din amândouă părțile, normal, bă, zici, bă, să bagă proasta aia de mama și să bagă proasta aia de măsa. Dar deodată ce nu se vede iubire de la amândoi, de ce insistă? Poate. Pentru că Alin e mai moale și ea e mai șmecheră și ca să-l facă în așa fel ca să o iubească. Mie nu mi se pare că e moale Alin. Și nu înțeleg cu ce am jignit-o eu pe ea, că spune într-una am jignit-o. Cu ce am jignit-o? Poate eu sunt proastă și nu mi-aduc aminte. Cu ce am jignit-o? No, nu v-ați comportat nimic la fel inclusiv cu ea cum v-ați comportat. Nu, dar spuneți-mi și mie că tot o ținea într-una am jignit, m-a jignit. Că glumești, că râd cu voi și mai vă zic cât o prostie, asta înseamnă că v-am jignit? Nu. Și atunci, eu poate nu sunt... Na! Lasă că vorbim de treaba asta cu faza asta. Știi că am zis odată că nu știu să facă diferența anumite persoane. A zis Alin, i-a promis numai dacă se face schimb, că în locul ardeisul tău cu laptele să ducă ei la deis și tu la hotel. Da, atunci ar ieși cu ea la deis ca să vorbească. Dar dacă la hotel aici nu s-a putut hotelul, gata, am lăsat așa. De ce tot insistă? Vreau să-ți vorbesc, dar ai curaj, vorbește-ne aici. Corect. Ce ascunzi? Ce vrei să-i spui la hotel? De ce n-ai curaj să spui aici? Corect. Eu asta nu înțeleg. Corect. Oricum, dar orice ar spune lui Alin, eu nu cred că îl face să o iubească. Nu, dar la hotel. La hotel care e chestia? Să-i spună ea între patru oi și pormă, na, ca femeie, că orice femeie știe să fraierească pe bărbat și pormă gata, nu? Nu e cazul lui Alin. Nu e cazul lui Alin, dar de ce să audă de afară că ai lăsat-o și te-ai dus la hotel? Pentru că lumea de afară vorbește, nu? Da, așa e. Păi cum? Ai lăsat-o în casă și te-ai dus la hotel? Pe mie Blaze mi-a spus ieri că Alin vrea să facă schimb cu... Păi i-a zis și mie mi-a zis. Vorbeam aseară cu Adelina sau azi dimineață, nu mai știu. Și mi-a zis că nu e adevărat, că ea a vorbit cu Alin aseară, nu? Păi da, dacă îl îmbârligă, tu n-ai văzut? Că a vorbit cu Alin și Alin o ia cu... Și zic, bă, da, eu am vorbit cu Blaze și era așa. Păi dar la cât insistă Adelina cu Alin? Auzi, știi cum a fost și faza? La cât insistă Adelina pe Alin, e deja, da. Data trecută și erau aici, oriunde merei erau pe stătă. Păi, aseară? Păi peste tu, mă, și la dans. Dacă și eu i-am dat peste ei acolo, în grădină. Păi peste tu, mă, și că nu-l sufoc. Măi, Adelina, nu putem să mergem împreună, pentru că eu mă gândesc și la părinții tăi. Corect. Cuvânt cu cuvânt, exact asta au spus Alin, știi? Și noi ne-am săturat. Și plânge în continuu și spărat. Păi de ce plânge? Ca să poată să vină rândul trecut când a plâns la gală, i-a spus lui Alin că de ce nu vii să mă împaci? Păi tu plângi ca să vin eu să te împac? Păi și atunci? Hai mă, ce naibii! După gală, când i-a fost rău acolo. Da. Și atunci, păi tu plângi și se rău ca să vin eu să ne împac? Să facem petiție, să vină o fată nouă pentru Alin. Nu, mai bine plecăm, mai bine nu mai era cu ou de aur, chiar eu n-am plâns atunci, că nu mi-a părut rău că plecam. I-a părut lui rău, dar mie chiar nu mi-a părut. Mă depășește maxim situația asta. Exact. Mă obosește maxim situația asta. Da, deja e penibil. Nu-mi place când văd că, ok, am înțeles. Că n-am suportat-o, păi dacă nici eu n-am suportat-o de la început și cât am ținut-o în sus și în slăb. Mi-e pare că e prea agresiv în limbaj. Ce am de făcut la hotel decât ca să pot să-l fraierez să mă culc cu el? Altceva eu nu văd. Poate se mulțesc. Altceva eu nu văd ce. Altceva nu văd. Dacă ai ceva de ascuns, de vorbit, vorbește-ne în fața lumii aici. Sau între patru ochi. Ce e de ascuns? Deci de aici îți dă cu virgulă, nu? Și dacă mi-a câștigul ăsta, ce e? Care era faza? Da.
când nu se știe că o să câștige o noapte la hotel. Nu mai aveai atunci nu mai aveai nimic, ai de spus încât ca să poți să treci mai departe, poți să relații. Hai, bine, mă, lasă. Hai, lasă. Doamna Daniela, vă e foarte frică de hotelul ăsta. Să vrem să zic. Da. La hotel te duci de plăcere, să mai scap naibii de acasă. Dar nu cu ea. Cred că e altceva frică acolo. Alin mai are termen până mâine să decidă. Da. Da. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, nici nu știu cum să vă întreb. Acum, cum să întreb? Știm de Alina, cum este Alina, da? Că este cu minte. Vreți să-mi spuneți mie că și Alin este la fel de cu minte ca și Alina și că dacă s-ar duce acum la hotel n-ar mai fi la fel de cu minte, doamna Daniela? Păi nu știu. La atracțiile lui Adelina nu cred că ar fi cu minte. Oricum Alin nu are experiență în dragoste. Nu el cred că a avut câteva relații, 4-5 relații și alea păi au fost și așa. Credeți că dacă s-ar întâmpla... Hai să o spun așa cumva cosmetizat. Dacă s-ar întâmpla o noapte de amor între ei doi, credeți că lucrurile s-ar schimba? Din partea lui nu cred, dar de ce să se audă vorbe afară că a profitat? Din partea părinților se ei. Se poate și poate întâmpla. Acesta. Dacă mama ei a spus să nu se ducă și ei tot se duc, de ce să interpreteze? Da, doamna Daniela, v-ați dori să stați de vorbă cu doamna Sofia? Nu, nu avem ce să discutăm. Ne-am discutat, am zis, nu suntem de acord, gata. Mă gândeam că poate dacă discutați dumneavoastră, poate fără copii, că... Nu avem ce să... Mă rog, ideea era că acolo sunt și ei și poate nu puteți discuta chiar așa. Nu. Nu vreți să vorbiți cu doamna Sofia? Doamna Gabriela, haideți să vă spun eu că eu știu cel mai bine și ce am vorbit și cu tatăl meu și cu toată familia și cu tot neamul. Alin e problema lui. Niciodată, chiar dacă eu l-am crescut și eu știu ce fel de persoană e Alin, niciodată nu m-am băgat în viața lui. De data aceasta... Amoroasă. În viața lui amoroasă și nici în viața de zi cu zi, gen îi dădeam câteva sfaturi și atât. Deci niciodată, este pentru prima oară și vă spun și de ce. Pentru că fata aceasta nu este pentru el. Mi-ar fi plăcut să-l las singur pentru prima dată, să se dea singur cu capul de pereți, pentru că el încă nu are experiența necesară în dragoste și din greșeli învățăm cu toții. Eu sunt conștientă de lucrul acesta, dar totodată mă doare foarte tare să-l văd că este orb, nu vede anumite lucruri pe care le face Adelina cu el. Eu am văzut foarte multe și am auzit foarte multe lucruri adevărate și de asta eu nu sunt de acord. Alexandra. El este...